Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. În luna octombrie anului trecut, când lujerii de soia crescuseră mai bine de 1 metru și porumbul se făcuse de 2 ori pe atâta, iar ciorchinii glicinei își scuturaseră floricelele violet, un vânticel de noiembrie se furișă peste câmpuri, împrăștie arșița verii și o trezi pe Maggie din somn. Se întoarse spre mine, mă bătu ușor pe umăr și îmi șopti: hai să mergem, să notăm. Era ora 2 noapte, o noapte cu lună plină, așa că i-am răspuns: bine. Când mă bătea așa pe umăr, însemna de obicei că știe ceva ce eu nu știu și încă din ziua în care o cunoscuse Maggie știa foarte multe lucruri pe care eu nu le știam. Ne-am dat jos din pat, am înhățat 2 prosoape și mână-mână ne-am dus la râu. Odată ajuns acolo, Maggie plonjă în apă în lumina scânteitoare a lunii Carolinei de Sud. Eu am aruncat prosoapele pe mal și am intrat la rândul meu în apă, cufundându-mi tălpile în albia nisipoasă. Simțeam plăticile țâșnind ca săgețile în jurul meu și strecurându-mi se printre genunchi. Lăsându-mă pe spate, mi-am culcat capul pe apă, am închis ochii și am rămas nemișcat în râul negru, adânc până la brâu, în timp ce șuvoiul îmi îngâia trupul. Vara zăbovise prea mult în Digger, cum se întâmplă adesea pe aceste meleaguri, așa că briza de pe râu era binevenită. Am înotat în apa întunecată până ne-am răcorit, apoi Maggie a întins un prosop pe nisipul albicios de pe mal. Ne-am așezat pe el. Ea și-a culcat capul pe umărul meu și am stat acolo, înlănțuiți, urmărind luna care cobora încet după coroanele chiparoșilor. După o vreme, pe când ne întorceam spre casă îmbrățișați, Maggie a știut că tocmai îl concepuserăm pe fiul nostru. Eu n-am aflat decât peste 4 săptămâni, când i-a ieșit țopăind pe veranda din față și se repezi la mine în lanul de porumb. Zâmbind cu gura până la urechi, îmi vârâ sub nas un bețișor alb și mă arătă dunga roz de pe acesta. În scurt timp am început să sesizez o seamă de schimbări. Mai întâi în dormitorul pentru oaspeți. La origine, încăperea fusese un birou, dar acum se transformă rapid în camera copilului. Maggie se întoarse de la magazinul de bricolaj cu 2 bidoane de vopsea albastră pentru pereți și unul de vopsea albă pentru tavan și ornamentele de gips de pe perete. Dar dacă o să fie o fetiță? Am întrebat eu. Nu-i fetiță, răspunse ea și îmi dădu o pensulă. Am întins câteva cerceafuri vechi pe podeaua de lemn și am început să vopsim alene, de parcă eram Tom și Huck. Aluzie la Tom Sawyer și Huckleberry Finn, cei 2 prieteni nedespărțiți din romanele lui Mark Twain. La lăsarea nopții eram înjis de vopsea albastră din cap până în picioare. Noi da, pereții nu, dar cel puțin aveam senzația că ne-am apucat de treabă. Cum nu puteam sta în casă din cauza mirosului de vopsea, sâmbătă dimineață ne-am pornit la Târgu Eli pe la vânzările din garaje. Am găsit un pătuț la mâna a doua cu $60. Pe marginea balustradei de lemn se vedeau niște urme de dințișori. Maggie își trecu degetele peste gropițele respective, parcă citind în brai. E perfect, murmură ea. Am instalat pătuțul într-un colț al camerei, iar duminică după masă ne-am dus până în Charleston, la magazinul Ongro de articole pentru copii. N-am mai văzut în viața mea atât de multe chestii pentru bebeluși la un loc. Nu, și ca să fiu sincer, până să ajung la magazinul cu pricina, nici măcar nu știusem că există o grămadă de lucruri pe care le-am văzut acolo. Când am pășit prin ușile glisante de sticlă, se auzi o voce înregistrată care spunea: bun venit în universul copiilor! Dacă nu avem articolul pe care îl căutați, înseamnă că bebelușul nu are nevoie de el. Vocea avea un ton amenințător care m-a cam băgat în sperieț. Maggie înhăță 2 cărucioare de cumpărături, pe unul din ele mi-l împinse drept în stomac și luându-și o mină serioasă îmi comandă: vino! Pe la jumătatea primului raion eram deja buimac de cap.
Am cumpărat scutece, șervețele umede, sticluțe, suzete, biberoane, suporturi pentru sticluțe, recipiente pentru sticluțe care să le țină calde, ungvent pentru iritația de la scutece, alifie pentru aceeași iritație, pudră de talc, un scaunel de mașină, păturele, jucării de zornăit, o masă de schimbat scutecul, găletușe în care să fie depozitate toate mărunțișurile de mai sus, o geantă pentru bebeluș, alte creme, alte alifii, pudră pentru geanta bebelușului, botoșei, o căciuliță ca să-i țină cald la căpșor și cărticele. După o bucată de vreme am renunțat să le mai țin socoteala. Nu mai făceam altceva decât să încuvințez din cap în toate propunerile, la toate propunerile ei. Pentru Maggie, fiecare amănunt, oricât de nesemnificativ, avea însemnătatea sa. Cred că a spus: "O, uită-te la asta!" Și "Nu-i așa că e adorabil?" de cel puțin 100 de ori. Când am ajuns la caserie, arătam ridicol, abia mai puteam împinge cele două cărucioare umplute până la refuz. Cineva, probabil vreun geniu într-ale vânzărilor, plantase un morman de ursuleți de pluș la un preț foarte piperat, exact în fața teșghelei. Doar orb să fi fost, puteai să te eschivezi. Maggie, îmbrăcată într-o salopetă de denim lăbărțată, și înclină capul într-o parte, fluturând din gene. Apoi îmi șopti cu o voce ispititoare, languroasă: "Dylan, ursul ăsta se numește Huckleberry." Am izbucnit în râs. Ce altceva puteam să fac? Am umplut bena camionetei și abia atunci am reușit să respir mai ușor, gândindu-mă că am terminat cu cheltuielile, dar fericirea mea nu dură prea mult. De fapt, nici n-am apucat să ieșim din parcare. Chiar lângă Universul Copiilor era un magazin cu haine pentru gravide. Maggie, parcă posedată de un duh al cumpărăturilor, mă târâ după ea încă o oră, sau și mai bine de atât, printre rafturi, umplându-mi brațele cu haine de parcă eram un cuier ambulant. Când n-am mai putut umbla din pricina maldărului de cârpe, mă duse la cabina de probă, unde pentru prima oară în viața mea am fost poftit înăuntru de o femeie. Maggie închise ușa în urma noastră, uncuie cu cheia și își prinse părul în vârful capului într-o coadă de cal. Vreme de o oră, soția mea probă pe rând toate hainele pe care și le alesese, în timp ce eu mă uitam la ea și mă minunam. Singura sursă de lumină era un bec amărât de 40 de wați ce spânzura din tavan, dar când Maggie se întoarse cu fața la mine și ridicându-și părul de pe ceafă îmi șopti: "Desfă-mi fermoarul!" Silueta ei înaltă de 1,70 m căpătă un contur strălucitor, de parcă cineva turnase peste ea praf magic. În puful blond de pe ceafă, pe buza de sus, pe umerii ei bronzați și mai jos, pe curbura spatelui, de-a lungul coapselor subțiri și fibrate și până pe pulpele alungite ca de alergător. Doamne, cât o iubesc pe nevastă mea! Probă de la pantaloni scurți la fuste, rochii, cămăși, sutiene pentru gravide, sutiene pentru alăptat, lenjerie pentru luna 6-a de sarcină, lenjerie pentru luna 9-a de sarcină, jachete și hanorace. Pe scurt, am asistat la o adevărată parada modei. La fiecare articol, Maggie își îndesa în lejerie perna de 4 kg în ghilimele, apoi își punea mâna în șold, se apleca în față, pe vârful degetelor, și se măsura din cap până în picioare în oglindă. "Ți se pare că mă face să arăt grasă?" "Maggie, niciun bărbat în toate mințile nu ți-ar răspunde la întrebarea asta." "Dylan," zise ea, îndreptându-și spre mine degetul arătător, "fă bine și răspunde-mi." "Ești frumoasă." "Dacă mă minți cumva," spuse ea, ridicând din sprâncene și înălțându-și bărbia, "la noapte dormi pe canapea." "Am înțeles să trăiți." Când am ieșit din cabina de probă, Maggie radia toată, emanând acea splendoare caracteristică femeilor însărcinate. Cu 327 de dolari mai târziu, soția mea era echipată pentru orice ocazie. Viața noastră nu fusese niciodată atât de trepidantă, de plină de culoare, de parcă Dumnezeu răsturnase în jurul nostru toate culorile curcubeului. Bumbacul, porumbul, soia, arahidele și lubenițele țâșneau din pământ,
țesând o pătură formată din petice multicolore, cusute la oaltă cu iarba sălbatică ce năpădea marginile șoselelor din bătrâna Carolina de Sud. Stejarii vechi de când lumea, cu crengile lor noduroase, răsfirate în toate direcțiile și cu trunchiul acoperit de mușchi și gândăcei roșii, se legănau în bătaia vântului, veghind ca niște pasniști tăcuți asupra pământurilor arate cu grijă. Naivi și neștiutori, hoinăream printre straturi și din când în când Maggie îmi lua mâna și și-o lipea de pântec zâmbind. În a 12-a săptămână de sarcină, ne-am dus la primul consult. Maggie începea să aibă un mic țugui, cum îi spunea ea, și nu-și mai încăpea în piele de mândrie. Când medicul intră în cabinet, ea era întinsă pe masa de consultații, cu centura de monitorizare fetală petrecută în jurul abdomenului și mă ținea de mână. Medicul porni ecograful, o unse cu gel pe burtă și începu să plimbe sonda încoace și încolo. Când auzi pentru prima oară bătăile inimii fătului, Maggie începu să plângă. Dylan, murmură ea, ăsta e fiul nostru. În săptămâna 16, asistenta confirmă presimțirile lui Maggie. Aceasta era întinsă pe aceeași masă ca data trecută, iar asistenta îi făcea o ecografie și la un moment dat se opri, fiindcă fiul meu se hotărâ brusc să ne arate podoabele lui. Da, rosti asistenta, e băiat. Și s-ar zice că e tare mândru de treaba asta. M-am plesnit cu palmele peste genunchi. La vârsta de 29 de ani, mă uitasem în pântecul soției mele și îmi văzusem fiul. Mare cât viața însăși, cu inima bătând vioi și dând din picioare ca pentru a atrage atenția lumii întregi. Salut, amice! Așa au început conversațiile mele cu pântecul lui Maggie. De atunci încolo, în fiecare seară, stăteam de vorbă cu băiatul meu, care creștea tot mai mare. Stăteam toți trei în pat. Eu îi ridicam lui Maggie cămașa puțin deasupra burticii, îmi lipeam buzele de pielea pufoasă din jurul buricului și începeam să-i vorbesc. Despre fotbal, fete, școală, agricultură, tractoare, câini, porumb, prieteni, culori, în fine, despre tot ce-mi trecea prin cap. Voiam ca fiul meu să-mi cunoască vocea. După câteva zile începu să dea șuturi în buzele mele. Înainte de a-i ura noapte bună, îi cântam Johnny Sămânță de Măr, Tati își iubește băiețelul cel dulce, Itsy Bitsy Spider, sau Iisus mă iubește. Câteodată în toiul nopții, când copilul dădea din piciorușe sau se împingea în pereții pântecului său, Maggie m-a apucat de mână și și-o punea pe burtică. Nu spunea niciun cuvânt, dar mă trezeam simțind căldura emanată de trupul soției mele sau mișcările vioaie ale fiului meu. Către sfârșitul primului trimestru de sarcină, în timp ce scotoceam printre lucruri la un târg de vechituri, am dat peste un căluț de lemn care se legăna. Era vechi și trebuia lipit, curățat și vopsit în culoarea albă originală. L-am dus acasă, mi-am instalat punctul de lucru în hambar și am spus lui Maggie să nu se apropie de atelierul meu. După o săptămână l-am adus în casă și l-am așezat lângă pătuț. Când l-a văzut, Maggie a început să plângă cu lacrimi de crocodil. Cred că a fost prima oară când mi-am dat seama că noii hormoni puseseră stăpânire pe trupul și pe mintea soției mele. În curând începu să aibă tot felul de pofte. Iubitule, din nou vocea aceea șoptită, seducătoare, mi-e poftă de unde arahide proaspăt și de șerbet de smeură. Habar n-avusesem până atunci cât de greu poate fi să găsești unde arahide proaspăt și natural la ora 10 seara. Când m-am întors acasă, Maggie m-a așteptat pe veranda din față, bătând din picior și agitând o lingură prin aer. De cum am deschis capacul borcanului, ne-am trântit pe jos în sufragerie și am început să mâncăm amândoi, ca apucații. După ce îi sprăvi și șerbetul, îmi spuse: acum ce ai zice de un cheeseburger? La sfârșitul celui de-al doilea trimestru deveni foarte preocupată de propria înfățișare. Cele mai mănunte lucruri o scoteau din minți.
Într-o dimineață, studiindu-și fața în oglindă, răcni dintr-o dată. Ce-i asta? Dylan Stylis, vino aici! De obicei, când Maggie mi se adresa cu ambele nume, însemna că am făcut vreo năzbâtie. Am lăsat capacul de la closet ridicat sau n-am pus la loc capacul de la tubul de pastă de dinți, am uitat să duc gunoiul, n-am stârpit toți gândacii și păianjenii de pe o rază de 3 km în jurul casei sau am încercat vreo șmecherie și m-a prins asupra faptului. Tonul vocii sale îmi dădea de înțeles că o făcusem lată într-un fel sau altul. Am intrat în baie unde am găsit-o pe Maggie stând în vârful degetelor de la picioare, aplecată deasupra chiuvetei și studiindu-și bărbia, cu fața aproape lipită de oglindă. Avea o lupă în mână și când m-a văzut, spuse din nou, ce-i asta? Am luat lupa și am zâmbit. Pe bărbiei crescuse un fir de păr negru, unul singur, lung de un centimetru. Păi, Max, se pare că ți-ai lăsat barbă. Știu, știu, era o glumă inadmisibilă, dar pur și simplu nu m-am putut abține. Ea scoase un țipăt scurt și mă plesni peste umăr. Scoate-l! Acum! Hai, grăbește-te! Am deschis sertarul și scoțând de acolo briceagul elvețian, i-am scos penseta cu ajutorul unghiei. Știi, Max, dacă chestia asta chiar funcționează, o să-ți putem găsi o slujbă la circ. Dylan Stylis, spuse ea, îndreptând spre mine degetul arătător. Dacă vrei să mai faci dragoste vreodată cât trăiești, ar fi bine să-ți ții gura. Poate a mers prea departe, dar era clar că Maggie avea nevoie de o schimbare de perspectivă. Așa că i-am întins spuma de bărbierit spunând, uite, e pentru piele sensibilă. Peste o jumătate de minut eram ghemuit pe jos în poziție fetală încercând să mă apăr de Maggie, care căuta cu îndârjire să-mi smulgă de pe piept cele câteva fire de păr cu care mă mândresc atâta. După ce și-a atinse scopul, ridică pumnii ca un boxer pregătit pentru runda a doua. Dylan Stylis, ține-ți gura și fă bine și smulgem chestia asta oribilă de pe față. La lumina becului de la oglindă i-am smuls afurisitul de fir de păr, l-am pus în palmă și m-am întors la bucătărie râzând. Maggie și-a petrecut toată ora următoare cercetându-și cu atenție chipul în oglindă. La scurt timp după aceea nu-și mai putu vedea degetele de la picioare din pricina pântecului. Copilul era din ce în ce mai mare, ca o minge gonflabilă. Maggie stătea neajutorată în fața oglinzii cu o sticluță de lac de unghii în mână și se văita. Ce grasă sunt! Cum mă mai poți iubi când arăt în halul ăsta? Apoi începea să plângă, iar eu făceam ce puteam și eu. O luam de mână, o duceam în sufragerie, îi turnam un pahar cu apă rece și o felie de portocală, îi ridicam picioarele pe canapea și o vopseam pe unghii. În luna 7-a de sarcină s-a întâmplat într-o seară să ajung acasă după lăsarea întunericului și am auzit-o cum se bălăcea în cadă vorbind de una singură. Mi-am vărât capul în baie și am văzut-o chinuindu-se să se radă pe picioare cu un aparat roz. Pe gleznă avea deja o tăietură, așa că m-am așezat pe marginea căzii, i-am luat aparatul de mână și ținând-o de călcâi am ras-o pe nevastă mea pe picioare. Undeva pe la 7 luni și jumătate ne-am așezat într-o seară la cină, o cină pe care o insistase să o pregătească ea și pe masă am găsit un pachet învelit în hârtie cafenie. Desfăcând panglica, am dat de un tricou verde pe care scria cel mai grozav tătic din lume. L-am purtat o săptămână întreagă, în fiecare zi. Deși era tot mai greoaie și se mișca tot mai anevoie pe zi ce trecea, Maggie se ambiționă totuși să coase căptușeala pentru pereții pătuțului și să o prindă de gratii. Materialul avea un model cu dungi, bâte și mingi de baseball și fețe pistruiate de băieței. Eu am cumpărat o minge de fotbal și o mănușă de baseball pentru liga mică și le-am pus în pătuț. Alături pe podea am pus un morman de mașinuțe, un trenuleț cu șine cu tot și niște cuburi de construit. Când am isprăvit de decorat camera, aproape că nu mai era loc pentru fiul nostru. În ultimul trimestru de sarcină am observat că Maggie obosea foarte repede.
Așa că am încercat să o conving să tragă câte un pui de somn după amiază. Câteodată îmi urma îndemnul. Cu 2 săptămâni înainte de termen, care era pe 1 august, îi se umflară mâinile și picioarele, iar sânii o dureau la cea mai mică mișcare. Peste încă o săptămână a început să aibă contracții Braxton Hicks, iar doctorul o sfătui să stea cu picioarele ridicate și să se odihnească mai mult. Contracții Braxton Hicks, de la numele medicului englez care le-a descris pentru prima oară în anul 1872, contracții ale uterului care apar predominant în cel de-al treilea trimestru de sarcină. Ele sunt imprevizibile și sunt mai puțin dureroase decât travaliul propriu-zis. Nu te lăsa înșelată de contracțiile astea și încearcă să nu te agiți, îi spuse doctorul. S-ar putea să mai dureze o vreme. Din motive inexplicabile pe care nu le puteam identifica, mă temeam că pe măsură ce Maggie o să fie tot mai mare și o să se simtă tot mai inconfortabil, nu o să-mi mai arate afecțiune. Din punct de vedere fizic mă refer. De fapt era logic dacă stăteam să mă gândesc mai bine. Încercasem să mă pregătesc pentru asta și să-mi scot din minte acest subiect. Nici să nu-ți treacă prin cap. Dar în final temerile mele nu s-au adeverit. Cu doar 3 zile înainte să nască, mă bătu ușurel pe umăr. La 1 săptămână după termenul preconizat a avut prima contracție. De data asta reală. Maggie sesiză numai decât diferența. Tocmai trecea prin bucătărie și dintr-o dată se prinse de teșghea, își mușcă buza de jos și închise ochii. Eu am înșfăcat geanta și pe Huckleberry și am dat fugă la camionetă unde ea deja mă aștepta. Am condus cu 150 de km la oră, claxonând frenetic la fiecare vehicul care îmi stătea în cale, când Maggie m-a atins blând pe picior și îmi șopti. Dylan, avem timp destul. Am oprit în fața maternității și o asistentă medicală veni numai decât în întâmpinarea noastră. Când am găsit-o pe Maggie la etajul al doilea, doctorul tocmai o consulta. 2 centimetri dilatație, spuse el, scoțându-și mănușile de cauciuc. Du-te acasă, trage un pui de somn și ne vedem mâine. Ne vedem mâine? Am rostit eu. Dar nu se poate să ne trimiteți acasă, soția mea trebuie să nască. Doctorul zâmbi. Da, o să nască, dar nu astăzi. Mergeți în oraș și mâncați ceva bun, apoi 2 acasă. Și în mână lui Maggie 2 pastile. Astea o să-ți mai atenueze durerile. Ajutând-o pe Maggie să suie mașina, am zis. Tu alegi, unde vrei să mergem? Maggie zâmbi, își linse buzele și mi-arătă cu degetul o anumită direcție. Peste câteva minute eram așezați la masă la Burger King, unde Maggie înfulecă un hamburger dublu, un cheeseburger, o porție mare de cartofi prăjiți și un shake de ciocolată. Eu am mâncat 1/2 de cheeseburger și 2 cartofi pie. În noaptea aceea Maggie dormi cu întreruperi, eu n-am pus geană pe geană. Stăteam în pat pe întuneric privindu-i chipul și dându-i din când în când la o parte părul de Audrey Hepburn din ochii ei cai lui Bette Davis. La 6 dimineața Maggie își mușcă din nou buza de jos și atunci am dus-o în brațe până la mașină. 4 centimetri, spuse doctorul, trăgându-i la loc halatul peste picioare. E timpul să faceți o plimbare. Așa că ne-am plimbat. La fiecare etaj, pe fiecare coridor, pe fiecare alee din curte. 6 ore mai târziu, în timp ce colindam prin secția de ortopedie, Maggie scoase un geamăt surd și se prinse de balustradă îndoindu-și un genunchi. Am înhățat un scaun cu rotile, am chemat liftul și am coborât la etajul al doilea. Doctorul vorbea la telefon în spatele teșghelei de la recepție, dar închise rapid când îi văzu fața soției mele. Am întins-o amândoi pe pat, apoi doctorul îi legă centura de monitorizare fetală în jurul abdomenului și ascultă cu atenție în timp ce eu o mângâiam pe frunte. În regulă, Maggie, fă-te comodă.
Apoi își scoase chestia aceea lungă de plastic și ceru asistentei să-i o ungă cu gel. O să-ți rup membranele și apoi o să-ți administrez oxitocină. Oxitocina, numit și hormonul iubirii, eliberarea acestui hormon în organism poate contribui la minimalizarea durerii în timpul travaliului și la naștere. În timp ce eu mă gândeam, sper că n-ai de gând să înfici chestia aia, nevastă-mea. Maggie suspină prelung și mă strânse de mână atât de tare încât articulațiile degetelor îi se făcură albe ca varul. Asta o să aibă două efecte. O să-ți grăbească nașterea și, făcu o pauză cât timp lichidul țâșnii afară din trupul lui Maggie, contracțiile o să fie puțin mai dureroase. E în regulă, spuse Maggie, în timp ce asistenta îi ștergea brațul drept cu spirt, după care introduse acul în venă. Peste un sfert de oră începură adevăratele dureri. Am stat lângă patul ei, ținându-i un prosop umed pe frunte și încercând să mânăbuș emoțiile. Pe la miezul nopții, Maggie era lioarcă de sudoare și tot mai palidă. Am chemat-o pe asistentă și i-am zis: nu puteți face ceva pentru ea, vă rog. În câteva minute apăru anestezistul și o întrebă pe Maggie: sunteți pregătită de anestezie? Fără să clipească din ochi, Maggie răspunse: da, doctore. Maggie se ridică în șezut și se aplecă în față atât cât îi îngăduia pântecul uriaș. Doctorul se duse în spatele ei și introduse epidurala în mijlocul coloanei, chiar când o apucă o nouă contracție. Maggie gemu, dar nu se clinti. Doamne, te rog, ai grijă de soția mea. Respirând greu, Maggie se lăsă înapoi pe spate și își ridică genunchii. După încă o contracție, epidurala a început să-și facă efectul. Umerii îi se relaxară și nu-și mai simți picioarele. Momentul acela, dacă aș fi avut $1,000,000, l-aș fi dat acelui om până la ultimul bănuț. Îmi venea să-l sărut pe gură. Următoarele 2 ore decurseră mai bine decât ultimele 2 zile, la oaltă. Ne uitam la monitor urmărind fiecare contracție. Oh, asta a fost una zdravănă. Am ascultat bătăile inimii copilului, am râs, am discutat despre variantele de nume și am încercat să nu ne gândim la ce avea să urmeze. Nu ne venea să credem că fiul nostru avea să fie aici în brațele noastre peste doar câteva momente. Ne țineam de mână. Eu i-am cântat bebelușului cu buzele lipite de pântecul ei, dar în cea mai mare parte a timpului am stat amândoi în tăcere. Pe la ora 1:30, femeia din camera alăturată suferi niște complicații în timpul travaliului, așa că trebuie să fie dusă de urgență în sala de operații pentru cezariană. N-am mai auzit în viața mea asemenea urlete. Nu știam ce să mai cred. Maggie auzi și ea țipetele, deși încerca să nu arate tulburată. La ora 2, doctorul veni pentru un ultim consult. Dilatație de 10 cm și întinderea colului uterin de 100%. În regulă, Maggie, poți începe să împingi. Azi o să serbăm o zi de naștere. Maggie se comportă magnific. Eram tare mândru de ea. Ea împingea în timp ce eu număram. 1, 2, 3. Încovoiată de spinare, cu bărbia îngropată în pântec și cu ochii închiși, împingea din răsputeri strângându-mă de mână. Asta se întâmpla cu 2 zile și 10 vieți în urmă. Capitolul 2. Rezerva mică în care ne instalară era o cameră întunecoasă, aflată în capătul unui coridor lung și tăcut, iar fereastra dădea spre parcarea spitalului. Singurele lumini din încăpere veneau de la aparatele la care o conectaseră pe Maggie și singurele zgomote de la aparatul de monitorizare a ritmului cardiac și din când în când de la omul de serviciu care spăla dușumeaua pe coridor, împingând o găleată ce mirosea detergent combinat cu urină. Cineva împinsese patul lui Maggie în colțul cel mai îndepărtat al încăperii, dar eu l-am mutat lângă fereastră de unde putea vedea luna. În decursul acestei operațiuni am scos din priză câteva aparate,
declanșând alarma și iscând panică printre asistente. O soră cu față palidă se năpusti în camera noastră. Încremeni pur și simplu când mă văzu pe marginea patului, ținând-o pe Maggie de mână. Fu pe punctul să zică ceva, dar se răzgândi și se apucă să repare ce stricasem eu. Înainte să plece, luă o pătură din dulap, mi-o puse peste umeri și mă întrebă: "Nu vrei nimic, dragul meu?" Am scuturat din cap, iar ea mă mângâie pe umăr. Maggie zăcea pe pat, dormind, în ghilimele, inconștientă încă din momentul nașterii. I-am șters brațele și obrajii cu o cârpă umedă și apoi am pipăit degetele de la picioare. Erau reci, așa că am scotocit prin geanta pe care o aduseserăm cu noi. Am găsit o pereche de șosete și le-am tras pe picioare, după care am învelit-o cu încă o pătură. După ce am acoperit-o până la umeri, m-am așezat lângă pat și i-am dat părul pe după urechi. Am simțit niște cruste de sânge uscat și pentru a treia oară am înmuiat un prosop în apă caldă și am șters cu el fața, brațele și gâtul. Nu mă aduc aminte să mă fi durut brațele după aceea, dar îmi amintesc în schimb că asistenta m-a înțepat de trei ori până să-mi găsească vena. Maggie avea nevoie de sânge cât mai repede cu putință, așa că i-am dat eu jumătate de litru mai mult decât era permis. Asistenta știa că Maggie are nevoie, prin urmare, când am pus mâna pe ac și i-am spus pe ton răstit să nu se oprească, se uită la mine peste rama ochelarilor, îmi deschise încă o doză de Coca-Cola și continuă să-mi ia sânge. M-am dus înapoi în sala de nașteri cu ambele coate bandajate, m-am așezat la marginea patului și m-am uitat cum intră sângele picur cu picur în trupul soției mele. În timp ce stăteam tăcut în lumina palidă a lunii, pe fruntea lui Maggie apăru o încrețitură ușoară între sprâncene, expresia ei specifică atunci când o tulbura ceva. Așa făcea de câte ori era derutată. I-am pus palma pe frunte și am ținut-o acolo preț de câteva secunde, până când cuta aceea a dispărut și respirația ei se liniști. Max, am luat-o de mână și mi-am zis că degetele acelea aspre nu se potriveau nici cum unei ființe atât de frumoase. Cu ochii ațintiți pe monitorul care bipăia scurt la intervale regulate, i-am urmărit bătăile inimii, i-am ascultat respirația precipitată și superficială și am așteptat să-și deschidă ochii mari căprui. Dar nu și i-a deschis. M-am uitat pe fereastră în parcare, dar nu prea aveam ce vedea. În Carolina de Sud se află unele din cele mai frumoase locuri create de Dumnezeu, mai ales acolo unde glicina se înalță biruitoare peste hățișul de bălării, ce nu izbutesc să o năbușe, dar parcarea spitalului Diger Community nu se număra printre ele. M-am întors spre Maggie și mi-am adus aminte de râu, de felul în care scânteiau ochii lui Maggie, de zâmbetul ei, de spatele ei curbat și de apa care îi se prelingea pe piele, adunându-i se în adâncitura buricului. "Max," am murmurat, "hai să mergem să notăm." Capitolul 3. Zilele se făcură nopți și acestea redeveniră zile, iar eu mă temeam până și să clipesc, ca nu cumva ea să se trezească și eu să ratez momentul. În tot acel timp bănuiesc că se perindau tot felul de oameni prin camera ei, dar eu nu-i observam niciodată. Parcă mi-l amintesc pe Amos, punându-și mâna pe umărul meu și spunându-mi ceva de genul: "Nu-ți fă griji, mă ocup eu de fermă." Altădată, într-o seară, mă aduc aminte că am simțit mirosul înțepător de bere al respirației lui Bris, însă vreme de 7 zile tot universul meu a fost compus din doar 2 persoane, eu și Maggie. Restul parcă nici nu exista pentru mine. Toate celelalte elemente ale vieții mele erau acoperite cu o pâclă groasă, nu mai trezeau niciun interes. În după amiaza celei de-a 7-a zile, doctorul mă chemă pe coridor ca să-mi spună părerea lui. Pe chip se citea consternarea și era clar că nu-i vine la îndemână să-mi vorbească despre asta, oricâtă experiență ar fi avut în materie de comunicat vești proaste. "Dylan,"
O să ți-o spun pe șleau, mă avertiză el. Cele câteva secunde de șovăială din partea lui împărură zile întregi. Maggie a ieșit din așa numita fereastra speranței, cum îi spunem noi. Cu cât rămâne mai mult timp în această stare vegetativă, cu atât se vor înmulți reacțiile musculare involuntare. Din nefericire, aceste reacții musculare provin de la măduva spinării, nu de la creier. În următoarele 2-3 săptămâni, are 50% șanse să se trezească. După aceea, în luna următoare, șansele îi scad la jumătate, iar apoi scutură din cap. Bineînțeles, toate cifrele astea sunt simple statistici. Se mai întâmplă și miracole, dar nu prea des. Mai târziu, în decursul aceleiași zile, am primit vizita directorului financiar contabil al spitalului, cel responsabil cu finanțele instituției. Domnule Stiles, numele meu este Tetch Wilste. Jason Tetch Wesley. Păși înăuntru în încăpere și mă întinse mâna. Am simțit că îmi displace tipul din prima clipă. Ei bine, cred că ar fi cazul să discutăm despre planurile dumneavoastră din punct de vedere financiar. M-am întors spre el privindu-l printre gene. Pacienții aflați în comă au nevoie de obicei de o îngrijire de lungă durată în spital. Era suficient cât auzisem. L-am pocnit cu toată puterea, cred că n-am mai lovit pe nimeni cu atâta sete. Când m-am uitat la el, zăcea chircit pe podea, ochelarii erau crăpați în trei locuri, nasul i se turtise și parcă se deplasase într-o parte și din nării curgea sângele. L-am apucat de călcâie și l-am tras afară pe coridor, nu voiam să sângereze în camera lui Maggie. Dese, tot aici ești de când ai plecat de la spital? Am deschis ochii, mi-am adus aminte de Tetch Wesley și am aruncat o privire în jurul meu. Chipul a plecat deasupra mea, mi-era cunoscut. Dylan? O mână mare și neagră mă lovi ușor de două ori peste față. Da, gestul îmi era cu siguranță cunoscut. Amos? Lovindu-mă încă o dată în joacă peste obraz, Amos spuse. Hei, amice, ești prezent? Probabil că am scos un geamăt surd, fiindcă în clipa următoare Amos mă apucă de umeri și mă zgâlțâi cu putere. Da, da, am zis eu, smucindu-mă de mâinile lui, sunt prezent. Aveam o durere de cap cumplită și totul se învârtea cu mine. Zgâlțâielile lui Amos mă scăpară de amețeală, dar nu și de durere. Dese, Amos își apropie fața de-a mea. Stai aici de când ai plecat de la spital? Încă nu-i deslușeam chipul cum se cuvine. Nu știu, când am plecat de la spital? Marți, mă lămuri el, umbrindu-mi în fața cu pălăria lui. I-am dat-o jos, fiindcă arăta ca un babalâc cu ea. Ce zi e azi? Am întrebat eu. Joi. Amos își flutură mâna prin fața mea, încrețindu-și nasul. Noroc că a plouat între timp. Agitându-și pălăria prin aer, continuă. Dese, puț îngrozitor. Ce ai făcut aici atâta vreme? M-am întins spre tractor și apucându-mă de axul roții pe care bunicul meu îl îndoise cu 21 de ani în urmă, scoțând bușteni, am încercat să mă ridic. N-am fost în stare. Am stat pe gânduri câteva clipe, dar nu reușeam să-mi aduc aminte. Joi, zici? Mi-am adunat toate puterile și am izbutit să mă ridic în picioare. Am început să mă scarpin pe gât și pe glezne, unde aveam patru pișcături umflate ce mă mâncau de mama focului. Amos mă privi suspicios. Marți, am zis eu. Sângele mi se urcă la cap și pierzându-mi echilibrul, m-am prăbușit peste porumbul care creștea în mijlocul unui mușuroi de furnici. Amos apucă să mă prindă înainte să dau cu capul de pământ. Știi ce? Mai bine stai jos. Cred că te-a bătut soarele în cap. De câtă vreme stai aici? De obicei, engleza lui Amos este bunicică. Doar când vorbește cu mine își trădează accentul de copil de fermier crescut în Carolina de Sud. După 25 de ani de prietenie ne-am format propriul nostru limbaj.
Se spune că așa se întâmplă și în căsnicie. Trebuie să merg la spital, am bolborosit eu. Ia stai puțin, domnule porumb. Maggie nu o să plece nicăieri. Amos bătu cu degetul în capacul rezervorului de la tractor. Și nici mașinăria asta veche. Trebuie să te spălăm un pic. Dacă nu era Blue și acum umbla mai urea să te caut. Blue face parte din rasa câinilor de cireadă australieni. Blue Heeler, în limba engleză. Și este cel mai inteligent cățel din câți am văzut vreodată. Are 7 ani și este cunoscut drept câinele de exterior, care doarme la picioarele patului nostru. M-am frecat la ochi căsnindu-mă să focalizez imaginea. Nicio schimbare. Amos stădu să-mi curețe cămașa cu palma, dar uitându-se mai bine se răzgândi. Tractorul meu nu mai are combustibil. Unde-i mașina ta? Am zis eu. Mă poți duce tu? Văzându-mă revenit la viață, Blue sări jos din tractor și mă linse pe față, apoi mi se cuibări între picioare punându-și botul pe coapsa mea. Da, pot, răspunse Amos articulând apăsat fiecare silabă, dar n-am să te duc. Te duc la muncă. Nu pricepeam ce vrea să zică. La muncă? Am privit nedumerit în jurul meu. Dar am muncit până să apari tu. L-am dat pe Blue la o parte. Când e fericit îi curg balele. Haide, Blue, gata, termină cu balele. Blue nu mă băgă în seamă. Se rostogoli pe spate ca un gândac mort, își întoarse capul într-o parte cu limbă scoasă și își ridică labele în aer. Dese, zise Amos vârându-și degetele mari pe după centura lui de ajutor de șerif. Nu te lua în gură cu mine, nu sunt toane bune. Își puse din nou pălăria pe cap și își aranjă tocul pistolului. Apoi continuă pe un ton mai ridicat. Te-am căutat toată dimineața, prin toate cotloanele, pe tot câmpul. Sunt 14 kilometri pătrați, știi asta, nu? În timp ce vorbea, Amos gesticula cu însuflețire de parcă ar fi fost pe scenă sau ar fi relatat o poveste pescărească. Putea fi un tip foarte energic când avea chef. Acum 10 minute, continuă el, treceam pe aici și dintr-o dată am văzut rabla asta ruginită la care bunicul tău îi spunea tractor, abandonată în mijlocul anului de porumb la intersecția dintre nicăieri și țara nimănui. Era însă ceva ciudat care mi-a atras atenția. Amos se întinse și îl scărpină pe Blue între urechi. Bătrânul Blue era cocoțat sus pe tractor de parcă voia cu tot din adinsul să fie văzut. Așa că am întors mașina zicându-mi în sinea mea. N-ar fi ceva ieșit din comun pentru nătărăul ăla să treacă printr-o săptămână de coșmar și apoi să iasă din spital și să vină direct aici să facă pe agricultorul. Se întinse din nou, luă un pumn de nisip de pe jos și l-a zvârli în porumb. Dylan Styles și aruncă o privire de-a lungul rândului de porumb care era mai mult o curbă decât o linie dreaptă. Ești un idiot, cu toată școala ta. Poți avea câte titluri și diplome vrei tu, dar eu sunt prietenul tău și ți-o spun pe șleau. Ești un fermier jalnic și un idiot afurisit. Amos e un tip deștept. Nu vă lăsați înșelați de insigna lui de polițist. Și-a ales meseria asta pentru că și-a dorit să fie polițist, nu pentru că n-ar fi putut să se facă altceva. Amos nu acceptă nimic de la nimeni, în afară de mine. E o namilă de om, un tip cu capul pe umeri, negru ca tăciunele și cel mai vechi prieten al meu. E cu un an mai mare ca mine, așa că la școală era cu un an înaintea mea. În primul meu an de liceu, noi doi eram atacanții echipei de fotbal. Ni se spunea Fildeș și Abanos, din motive evidente. Amos a fost întotdeauna mai rapid, mai puternic și niciodată n-a permis adversarilor să facă grămadă peste mine. Nu odată l-am văzut ciocnindu-se cu 2 apărători deodată și scoțându-i în afara terenului de joc. Primul gol pe care l-a marcat s-a datorat faptului că Amos m-a tras după el. Când am primit mingea, l-am înhățat de bluză și am închis ochii,
iar el m-a târât după el 8 metri, până dincolo de glorioasa linia porții. Când mi-am deschis ochii și am văzut mulțimea care m-a aclamat frenetic, am observat că Amos se retrăsese pe marginea terenului singur, lăsându-mă să culeg eu toți laurii și să-mi savurez clipa de glorie. Mai târziu, în decursul acelui an, cei de la echipa Games Cox, din cadrul Universității din Carolina de Sud, i-au oferit o bursă. Era o bursă de 4 ani, răstimp în care a fost desemnat printre primii 3 jucători de fotbal ai universității. Din prima zi de facultate s-a înscris la cursurile de drept penal și procedură penală și a învățat tot ce se putea în domeniul respectiv. Imediat după absolvire, Amos a aplicat pentru o slujbă în districtul Coleton și s-a întors acasă. De atunci nu și-a mai dat jos niciodată insigna. Anul trecut a fost promovat la gradul de sergent. M-am frecat din nou la ochi și mi-am luat capul în mâini ca să-mi găsesc echilibrul. Lucrurile se învârteau iarăși în jurul meu, iar furnicile ce mișunau la picioarele mele nu mă ajutau deloc să mă redresez. Nu mai e nimeni aici cu care să stau de vorbă? Aproape că nu mai aveam voce, așa că am continuat în șoaptă, ca un fumător hodorogit. Amos, ți-ai băut cafeaua de dimineață? Pentru că sunt obosit și nu mi-aduc aminte cum am ajuns aici, dar cred că tu m-ai adus. Și dacă tu m-ai adus, înseamnă că n-ai apucat să-ți bei cafeaua. Amos era plin de energie. Am cutreierat toată dimineața bucata asta de pământ pe care voi o numiți casa voastră. Mulțumită ție și scamatoriilor tale, n-am avut plăcerea de a-mi savura cafeaua de dimineață. Ce-i cu voi ăștia din familia Stiles de sunteți așa legați de câmpul ăsta? Dacă tot ai avut de gând să-ți găsești un loc de refacere după o săptămână de nesomn, ai fi putut să-ți alegi altul decât lanul de porumb? În decursul ultimei ore mi-am murdărit pantalonii, mi-am tocit bocancii, mi-am rupt cămașa și nici nu-ți imaginezi prin câte baleși de porc am călcat. De ce o mai ții pe scroafa aia bătrână? Pe cine? Pe Pinky? Păi da, pe Pinky. Cine altcineva e de vină pentru toată mizeria asta? Amos făcusem cu mâna spre bocancii pe care i-aveam picioare. De când sunt n-am mai văzut un porc să facă atât arahat ca ea? Ar trebui să o înscrii la un concurs, am văzut chestii din astea. Ce-i dai să mănânce la Matahală? Amos. Amos, am băiguit eu tremurând din tot corpul. Sunt mai bine de 30 de grade afară și eu mă simt îngrozitor. Mă mănâncă peste tot și mă doare capul. Tot ce-mi doresc e să mă duc să o văd pe soția mea. Te rog, ajută-mă să mă întorc acasă. Amos știa când să renunțe. Haide-se, intră mașină. Mă ridică de jos, sprijinindu-mă cu umărul său. Fildeșule, ți-am mai spus că ai nevoie urgentă de un duș? Da, te-am auzit și prima oară. Am pornit spre casă cu pași împleticiți, croindu-ne drumul prin lanul de porumb. Trăgându-mă după el, Amos mă întrebă. Care este ultimul lucru de care ți-aduci aminte? Păi, am zis eu, îndreptându-mi pașii spre verandă, stăteam lângă Max, când filfizonul ăsta din conducerea spitalului și-a vărât scăfârlia lunguiață pe ușă și m-a întrebat cum am de gând să-mi achit nota de plată. A început să-mi spună ceva referitor la costurile șederii lui Maggie în spital. Prin urmare, am făcut ce ar fi făcut orice soț. Mi-am luat avânt și l-am pocnit pe ticălosul ăla drept în... Amos ridică mâna. Am prins ideea. L-am târât afară pe coridor și asistentele lui Maggie au început să-l doftoricească. Dar ca să fiu sincer, nu păreau prea preocupate de starea lui. Am aruncat o privire la tăietura de pe închetura mâinii drepte. Mi-era încă umflată și țeapănă, așa că am presupus că-l lovisem destul de tare. După asta nu-mi mai amintesc mare lucru. Amos mă cără încă 3 pași spre casă. Fără să se uite la mine, îmi spuse. Un membru al conducerii spitalului pe nume Jason Tenchwills, cu 2 dinți lipsă, nasul rupt, ochelari noi și ochiul vânăt și umflat, a venit la noi la circă să depună plângere împotriva numitului Dylan Stiles.
a zis că vrea să-l dea în judecată. Amos stătea cu privirea țintită asupra ușii din spate, dar în colțul gurii îi miji un zâmbet. I-am spus că îmi pare rău să aud una ca asta, dar fără martori nu pot să fac nimic. Se întoarse spre mine și mă prinse de umeri. Dese, nu se poate să-i pocnești chiar pe oamenii care au grijă de nevastă ta? Dar Amos, el nu are grijă de soția mea, este un... Amos ridică mâna din nou. Nu mă lași să termin. Ar fi trebuit să-l pocnești și mai tare, voiam să-i rup maxilarul. N-am auzit ce ai spus. Amos mă luă de după brâu și mai făcurăm câțiva pași. L-am oprit și l-am privit drept în ochi. Amos, Maggie e în regulă? Amos scutură din cap. Nu-i nicio schimbare. Din punct de vedere fizic, pare să fie pe cale de vindecare. Nu mai sângerează. M-aș duce singur, dar ar trebui să-mi împing cambioneta până la pompa de benzină, așa că te rog să mă duci tu la spital, dacă se poate, fără să-mi ții predici, l-am rugat eu. Amos mă săltă mai sus pe umărul său și mă târâ mai aproape de verandă, spunând: după interviu. Cu un icnet mă urcă pe treptele verandei. Interviu? M-am așezat pe trepte scărpinându-mă în creștet. Ce interviu? Căsnindu-se să-și recapete răsuflarea, Amos își șterse sprâncenele, își netezi cămașa, își ridică centura și spuse: cu domnul Winter, de la colegiul Daiger. Dacă supraviețuiești interviului, o să predai limba engleză la materia scriere și documentare. Mi-a luat un minut până să pricep expresia "o să predai". Amos, ce tot spui tu acolo? Vorbește să te înțeleg. Așa vorbesc, doctore Stiles. În 2 ore o să stai de vorbă cu domnul Winter despre materia pe care urmează să o predai. Zâmbind, își scoase ochelarii de soare. Amos îmi spune rare ori doctor. Îmi luasem doctoratul cu câțiva ani în urmă, dar din cauza că nu mai predasem după facultate, puțini oameni știau asta și chiar mai puțini îmi spuneau doctor. Deși eram mândru de realizările mele, n-aveam niciun motiv să bat toba. Porumbului nu-i păsa de diplomele mele și cu siguranță acestea nu mă făceau să conduc mai bine tractorul. Să le luăm pe rând, am zis eu, scuturând din cap. Mă duci sau nu să-mi văd soția? Dese, n-ai auzit nimic din ce ți-am spus până acum? Amos mă privi ridicând din sprâncene. Doctorul Dylan Stiles Junior va fi în curând profesor suplinitor la colegiul Daiger, la catedra scriere și documentare. Și se uită la ceas. Doctorul Winter te așteaptă în biroul lui într-o oră și 57 de minute. Scoase din buzunarul cămășii o foaie de hârtie împăturită și mi-o întinse. Să nu spui nu, au nevoie de un profesor și dintr-o grămadă de motive tu ai nevoie de slujba asta. Spune-mi un singur motiv, am insistat eu. Amos își șterse sudoarea de pe frunte cu o batistă albă. În primul rând pentru taxe, apoi pentru rata la bancă. Ambele datorii au scadență la sfârșitul lunii și șansele să scoți vreun profit de pe terenul ăsta sunt minime. O slujbă în învățământ este polița ta de asigurare și în momentul de față chiar ai nevoie de așa ceva. Amos, dar eu am deja o slujbă. Am făcut un gest de jur împrejurul meu. Chiar aici, pe câmpul ăsta. Toate astea fac parte din slujba mea. Am arătat spre pajiștile ce înconjurau casa. Și de unde știi tu când e scadența la împrumuturile mele? Amos își plecă bărbia în piept și arătă spre pământul de sub picioarele noastre. Dese, tu și cu mine am crescut aici. Ne-am jucat cu mingea pe câmpul ăsta. Uite, acolo mi-ai spart buza și făcusem spre casa lui. La 200 de metri distanță, dincolo de câmpul ăsta și de șosea, se află casa și pământul meu. Așa că știu și eu ce înseamnă dragostea de glie. N-ai vrea ca tu și Maggie să vă pierdeți casa? Scuipă la oarecare distanță. Firar să fie, nu vreau să vă pierdeți pământul.
Așa că nu mai comenta. Folosește-te de educația ta, ascultă sfatul meu și fă un duș câtă vreme mai poți să-ți permiți apa caldă. Cum se simte Maggie? L-am întrebat din nou. E în viață. Starea ei e stabilă. Cel puțin din punct de vedere fizic. Mental, nu știu. Aici, el decide. Încheie Amos ridicându-și ochii spre cer. Amos, am zis eu, începând să-mi revin cât de cât. Spune-mi câte ceva despre treaba asta cu predatul la colegiu. În timp ce studiam pentru doctorat în Virginia, predasem la 7 clase ca suplinitor la 2 universități, asta ca să ne putem plăti facturile și speram eu ca să-mi asigur un post pe când aveam să termin cu doctoratul. Însă după susținerea dizertației și după absolvire, nu m-a angajat nicio facultate. Aveam senzația că asta nu este neapărat din cauza mea, ci mai degrabă din cauza originii mele. Un băiat de fermier devenit profesor nu era în niciun caz prima lor opțiune la catedră. Neputând să-mi găsesc o slujbă în domeniul pe care mi-l alesesem, m-am întors la câmpul moștenit de la bunicii mei. Eu nu eram ca bunicul meu, Papa Stiles, și nimeni nu-mi bătea la ușă să-mi ceară sfatul. Dar vreme de 3 ani de zile am scos-o cumva la capăt, eu și Maggie. Amos știa asta. Știa de asemenea că după umilințele îndurate odinioară, nu eram prea dornic să mă întorc în lumea aceea, mai cu seamă la colegiu, în calitate de suplinitor. Depășisem faza asta. Colegiul din Diger, Catedra de Limba Engleză, Scriere și Documentare. Ai mai predat materia asta. Dar de ce, Amos? Cu recolta următoare, cu cea de anul viitor, cu pădurea de pin dată în arendă și cu cele 2 pășuni de asemenea arendate, o să ne descurcăm. Locul meu este lângă Maggie, nu să dădăcesc o gloată de derbedei care n-au fost în stare să intre la o școală ca lumea. Dese, nu mă fă de râs, nu după ce mi-am pus obrazul la bătaie pentru tine. Și nu-i desconsidera pe copiii ăia. Nu sunt singurii care n-au putut să intre la o școală ca lumea. Amos putea fi uneori de o sinceritate brutală și avea totodată un mod aparte, foarte subtil, de a mă face să mă rușinez de mine însumi. Și în plus, nici măcar nu e isprava mea, e meritul lui Maggie. A lui Maggie? Ea a văzut în ziar anunțul cum că colegiul din Diger angajează suplinitori. Așa că l-a sunat pe domnul Winter cu o lună în urmă sau așa ceva și s-a interesat despre ce este vorba. Avea de gând să stea de vorbă cu tine după nașterea copilului. Da, păi, am spus eu că a morțit. N-a mai avut prilejul. Cât despre scadența ratelor și a facturilor, Shirin de la pompa de benzină a făcut rost de dosarul tău și la cererea mea ți-a verificat situația financiară, care este în regulă dacă tot veni vorba, și vreau să te ajut să rămână tot așa. Am scuturat din cap reprimându-mi senzația de greață. Amos, ce mi-ar plăcea să te smotocească un pic amicii tăi certați cu legea. Dese, cât mai e de gând să mă bas la cap cu asta? Știi prea bine că toți amicii mei pușcăriași își merită soarta cu vârf și îndesat. Și ei știu asta. Amos avea dreptate. Făcuse în așa fel încât să fie clar pentru toți. Toată lumea știa că e un tip corect, chiar și indivizii pe care i-a aresta. Amos era polițistul care ți-ai dori să te prindă dacă ai încălca legea. Ai ști că o să primești ceea ce meriți, dar în modul cel mai cinstit cu putință. Amos aplica legea, pur și simplu. Nu îți făcea în ciudă cu ea. În plus, îmi șopti el, este dorința lui Maggie. Cândva pe parcursul ultimelor 3 zile, se pare că mă tăvălisem prin balegă de porc. Acum și Amos era murdar de excremente pe mâini și pe cămașă. Se curăță cât putu, dar văzând că nu face decât să înrăutățească situația, se opri și mă privi drept în ochi. Dese, uită-te la mine. Uniforma mi-e mânjită cu balegă de porc și am la mine o stație, o armă încărcată, un baston și insigna asta.
aș face schimb cu tine dacă s-ar putea. Dar cum nu se poate, te rog eu, du-te în casă, fă duș de două ori, bărbierește-te și îmbracă-te. În adâncul inimii și tu știi că asta e cea mai înțeleaptă decizie. Aruncă o privire spre lanul de porumb. Cea mai înțeleaptă decizie pentru soția ta și pentru pământul ăsta. Câteodată mi-aș fi dorit ca Amos să nu fie atât de sincer. Cine stă cu ea? Am vrut eu să știu. Am stat eu până nu de mult. Acum stă o asistentă. E o fată foarte drăguță, fiica pastorului. O să aibă grijă de ea. Dese, n-ai de ce să-ți faci griji pentru Maggie. De acum e treaba lui Dumnezeu. Nu înțeleg și nu-mi place situația, dar nici tu și nici eu nu putem face nimic pentru ea în clipa de față. Acum trebuie să ne gândim la tine și să facem în așa fel încât pe cutia poștală de la intrare să rămână scris același nume, Stiles. Iar pentru asta trebuie să te apuci de predat. Ăsta e obiectivul principal. Și să nu cumva să-mi torni iarăși gogomânia aia, cum că tu n-o să mai predai niciodată. Amos își îndreptă degetul spre mine, împungându-mă în piept. Tu ești profesor. De ce crezi că ți-a dat Dumnezeu pe nanii la urma urmelor? Crezi că a fost doar o greșeală cosmică? Scuipă din nou. Crezi că te-a învățat atât de multe lucruri ca să le ții încuiate doar pentru tine? Amos își propti piciorul pe o treaptă, sprijinindu-și cotul pe genunchi. Nu prea cred. Ți-o fi plăcând ție agricultura, dar nu ești ca bunicul tău, cel puțin nu încă. Te poți ascunde aici dacă vrei, însă ar fi mare păcat. Acum, ai de gând să te speli sau trebuie să pun furtunul pe tine? Am deschis ușa cu plasă de la verandă și am intrat în casă împleticindu-mă. Mulțumesc, Amos, am îngăimat. Hei, eu nu fac decât să-mi onorez promisiunea pe care am făcut-o nevestei tale. Tu te-ai căsătorit cu ea, nu eu. Dacă ai de gând să-i te plângi cuiva, făcusem cu mâna în direcția spitalului, plânge-i te ei. Aș face-o dacă aș putea să ajung acolo. După ce stai de vorbă cu domnul Winter, am o zâmbi, mormăi ceva în barbă, apoi intră în bucătărie și începu să clătească filtrul de cafea.